Salut și bine v-am regăsit, sunt Sicker și am revenit cu un nou tutorial în programul Blender 3D. În acest tutorial vom încerca modelarea unei perechi de papuși de plajă, pentru că dacă tot e sezonul și a venit vara, căldura, m-am gândit să facem ceva care să fie în ton cu acest anotimp. Rezultatul final va trebui să arate ceva similar cu ce avem aici în această randare, această imagine. Să ne uităm un pic și la fișier, fișierul de probă pe care l-am făcut în timp ce repetam tutorialul. Obiectele sunt foarte simple. Culorile la fel, nimic complicat. Vom învăța foarte puține funcții despre ce de folosit în procesul de modelare, dar va fi suficient, va fi ideal pentru începători. Pornim Blender, fereastră nouă. De fapt, ăsta, hai să-l tragem de aici, așa. Pornim Blender, o fereastră nouă. La voi va apărea ceva de genul, eu am modificat configurată de pornire. Pur și simplu, clic dreapta, selectați cubul, X pentru a-l șterge. De fapt, așa. Orice tastă apăs, veți avea afișat aici în stânga. X pentru a șterge, clic dreapta pe cameră, ținem apăsat Shift. Clic dreapta și pe lampă. În stânga jos aici avem și numele fiecărui obiect selectat, de fapt ultimului obiect selectat. M pentru funcția Move și eu îl pun în ultimul layer aici, de obicei acolo țin fel și fel de fișiere care îmi stau în cale. Și mergem la layer, pe primul layer, clic pentru a selecta primul layer. Astfel vom avea scena liberă și nu vom avea nimic care să ne incomodeze. Pentru a muta fereastra de lucru sus jos, pur și simplu ținem apăsat Shift și Scroll. Pentru a muta stânga dreapta, ținem apăsat Control și Scroll. Da? Vom avea nevoie de aceste funcții pe măsură ce schimbăm unghiul de vizualizare și așa mai departe. Vom începe simplu prin a modela baza papucului, această talpă, mai apoi vom face bretelele și acest mic suport cu aceste ancore, să ne spunem așa, aceste puncte de susținere din talpă. Pentru asta adăugăm un plan, de fapt schimbăm mai întâi aici, nu vrem să ne uităm din față, front, da? Ci vrem să ne uităm de sus în scenă. Da, pentru asta apăsăm Numpad 7. Shift A pentru meniul Add și din meniu mergem la Mesh, Plane, adăugăm un plan. Intrăm în modul de editare, apăsăm tasta Tab sau pur și simplu manual, selectăm de aici. Depinde cum este mai ușor pentru fiecare. Deci Tab pentru Edit Mode, vom scala un pic planul, vrem ca pe axa X să fie mai îngust. Pentru asta S pentru scalare și X pentru a scala pe axa norită. De fapt, X. Apăsăm inițiala axei norite, X, Y sau Z, în cazul de față X. Confirmăm cu click stânga. Și deocamdată planul nostru este alcătuit doar din 4 vertex. Va trebui să mai adăugăm câteva teritorii pe aici, câțiva vertex și să avem material cu Să avem cu ce lucra, să putem schimba forma acestui plan. Pentru asta, ținem apăsat Ctrl și tasta R, ceea ce reprezintă, imediat o să vă arăt, funcția Loop Cut and Slide. Dacă mișcăm un pic mouse, avem aici o dungă roz, violet, nu știu exact ce culoare este. Scroll pentru a mări numărul de tăieturi. Inițial este una singură, dacă dăm scroll, pe măsură ce
rotim mai mult rotița, se vor adăuga mai multe astfel de linii. Noi avem nevoie doar de vreo 4, cam așa. Clic pentru a confirma numărul de tăieturi și acum dacă mișcăm mouse-ul vedem că putem schimba poziția acestora, dar în tutorialul acesta nu avem nevoie de fapt, deocamdată încă nu avem nevoie de asta. Pur și simplu clic dreapta undeva în afara obiectului și se vor poziționa singure la o distanță cam egală între ele. Avem nevoie de două astfel de tăieturi și de-a lungul planului. Control R încă o dată. Aici avem acel meniu, da? Nu cut and slide, cum spuneam. Așa se numește această funcție. Și aici avem nevoie, cred că doar de două vor fi suficiente. Două tăieturi. Confirmăm numărul de tăieturi cu click stânga și click dreapta pentru a poziționa automat aceste paralele. Vom scala pe axa Y, S și Y. Să rotunjim un pic obiectul și ținând apăsată tasta Alt, selectăm acest șir, apoi ținând apăsat Shift și Alt, îl selectăm și pe al doilea. De fapt, ținând Alt și clic dreapta, apoi Shift, Alt și clic dreapta, se selectează și următorul. S, X, să rotunjim un pic aici și poate și asta, Alt și clic dreapta. Shift, Alt și clic dreapta, da? S, să rotunjim și aici. De fapt, ăsta cred că îl micșorăm un pic. Da? Și îl tragem poate puțin așa. Cam așa. Acesta va fi pentru piciorul drept, deci aici va fi degetul mare, rotim un pic. Pentru rotire, tasta R, da? Ops. Așa, poate Alt și clic dreapta pe acest segment și mai mărim un pic aici. Cam așa ar arăta bine. Deocamdată este foarte subțire, e aplatizat, va trebui să adăugăm un pic de volum. Pentru asta apăsăm A odată pentru a deselecta tot ce a fost selectat în scenă și A pentru a doua oară pentru a selecta întreg obiectul. Elementul, mă rog, E pentru extrude și Z, voi apăsa tasta Z de două ori să fiu sigur că această extruzie se va executa numai pe axa Z și nu va folosi alte repere. Cam atât va fi, cred că, suficient. Deocamdată modelul arată foarte pătrățos, dar vom adăuga un modificator numit Subsurf Modifier sau Subdivision. Mergând aici în panoul de modificator, la această mică cheiță, dacă ținem cursorul pe fiecare dintre aceste iconițe, ne va spune ce reprezintă acel panou. Noi mergem aici la modificator, Object Modifiers, click, Add Modifier și de la Generate, din ramura Generate, selectăm Subdivision Surface. Deja vedem că a făcut obiectul un pic mai simpatic, mai rotunjit. La View selectăm 2. Și pentru a scăpa de aceste dungi, aceste muchii ascuțite, vom merge la Shading și clic pe Smooth. Pentru a ascunde acest panou, pur și simplu tasta T, odată de două ori, îl ascunde și el arată din nou. La fel pentru celălalt, tasta N. Să numim obiectul, pur și simplu, papuc, bar în jos, să zicem, drept, pentru că mai târziu vom genera și stângul. Dar să ne continuăm treaba. Dacă ne uităm în imagine, papucii care am făcut ca probă au această margine puțin trasă spre interior. Scuzați. Și muchiile sunt destul de ascuțite, nu sunt așa de rotunjite cum sunt aici. Pentru asta intrăm în modul de editare, Tab, aici ne uităm în caz că nu țineți pasul cu diverse taste pe care le apăs, pur și simplu
verificați în stânga jos al ecranului. Control R. Ne apare această linie MOV, din nou acel, ups, arată aici, Control R, din nou acel nu cut and slide. Click o dată pentru a confirma că vrem doar o tăietură, dar de data asta vom poziționa tăietura un pic mai sus. Să facem muchiile să fie un pic mai ascuțite. Control R pentru a doua oară și de data asta îl tragem în jos. Cam așa. Și acum Control R din nou, dar de data asta vom da o dată scroll pentru a avea două astfel de tăieturi. Confirmăm numărul de tăieturi și clic dreapta pentru a poziționa automat. S pentru scalare, dar nu vrem ca aceste două paralele să se apropie una de alta. Spre exemplu, dacă scalăm, vedem că sunt mult mai această zonă este mult mai îngustă. Eu vreau să-și păstreze distanța între ele. Pentru asta vom apăsa tasta S, dar vom exclude de la scalare axa Z. Astfel va scala numai pe X și Y. Pentru asta apăsăm S, apoi Shift și X. Pardon, S, Shift și Z. Pentru că Z-ul nu-l dorim. Vedem aici, acum avem doar două valori, adică X și Y, Z-ul este blocat. Și în scală, cam atât cred că va fi suficient. Niciodată un papuc, un adidas, orice veți modela, nu va fi perfect paralel cu podeaua, să spunem așa. Nu va fi perfect drept. Vom selecta acest vârf, apoi călcâiele și ne vom rotunji un pic în sus. Pentru asta apăsăm tasta B, de fapt A pentru a deselecta tot ce a fost selectat înainte, tasta B, ceea ce reprezintă Box Selection Mode și vom desena un chenar peste zona care vrem să fie selectată. B, cam așa. Dacă rotim acum, rotirea se face cam aiurea, ne va lua mult timp să rotim, să poziționăm, va fi cam urât. Să lucrăm un pic mai repede, vom merge aici la aceste două biluțe, această fereastră mică, care se numește punct de pivotare, pivot point, și vom schimba din median, cum este acum, în 3D cursor. Astfel, rotirea se va executa în funcție de acel cursor de acolo. R și rotim, deselectez această parte, de fapt să selectăm aici în loc de edge, să fie, modul de selecție să fie vertex, deselectăm acea zonă, mai rotim o dată, numai un pic și schimbăm înapoi pe median point pentru că vreau să-l rotez și așa. Așa, poate selectez întreaga zonă de aici, îl trag un pic mai jos. Ajustăm după preferințe. A, deselectez tot și repetăm procesul și pentru partea din spate. Schimbăm punctul de pivotare. R, deselectăm zona asta. R, mutăm înapoi pe median point. R, și cam asta ar fi. În continuare, din moment ce va fi un șlap și cineva probabil va călca în el, nu va avea această suprafață perfect netedă, va fi puțin împinsă, apăsată spre interior, în jos. Pentru asta, schimbăm modul de selecție pe fețe, fie clic aici, fie Control Tab și în acest meniu selectăm ce avem nevoie, în caz de față vor fi fețe, și clic dreapta pe una dintre fețe, ținem apăsat Shift, urmat de clic dreapta pentru o selecție multiplă, să spunem așa. Selectăm această axă și tragem un pic în jos, nu prea mult, dar suficient cât să aibă o, cam așa.
Puteți exagera, aceste modificări eu le fac doar cum consider că, că arată bine pentru mine. Poate mai jos, cam așa. În continuare vom adăuga aici acele puncte de susținere, de fapt un prim punct de susținere, urmat de acele bretele. Pentru asta poziționăm cursorul unde doriți să inserăm. Atenție să, fiți, să nu fiți în modul editare, ci în modul obiect. Deci tab, asta e modul editare. Tab, modul obiect. Poziționăm cursorul unde credem că vom avea nevoie de el. Dacă aici va fi degetul mare, ne imaginăm așa. Dacă aici va fi degetul mare și aici celelalte degete, atunci aici undeva vom pune, vom amplasa acel, acest, cum să spunem, suport pentru bretele, da? Shift A pentru meniul Add, mergem la Mesh și inserăm un cerc. Din panoul de aici, din partea stângă, de la, la Vertex, punem un număr mai mic, să zicem 8, vor fi de ajuns. Nu avem nevoie să fie, ca cercul să fie format din atât de multe puncte. Și la radius vom pune o valoare mică, gen punct 150, să spunem. Ca și mai mică, poate, punct 1. Cam așa, mai ajustăm noi pe parcurs. Apăsăm Tab, să intrăm în modul de editare și schimbăm modul de selecție pe Vertex. Control Tab, Vertex. E pentru Extrude și S să scalăm spre interior. Încă o dată, E și S. Și cu acest shear de vertex selectat, W, mergem din meniul special, mergem la Merge, ups, W, Merge, și selectăm la centru. Astfel toate acele puncte se vor îmbina și vor forma un singur punct, un singur vertex. Ținem apăsată tasta Alt și click dreapta pentru a selecta această margine, acest shear, E și Z pentru a adăuga o nouă extruzie în sus, poate un pic mai, cam așa, apoi E și S din nou, măcar cam atât, va fi de ajuns. Tab, ieșim din modul de editare și tragem acest această bucată de plastic, să zicem așa, acest element undeva aici jos. Îl aliniem cât de cât să fie ochiometric, să fie cât de cât, cât mai apropiat de, de cursor, de reperul pe care l-am ales noi mai devreme. Apoi cu obiectul deja selectat, ținem apăsată tasta Shift, selectăm și această talpă, baza papucului și vom îmbina cele două elemente folosindu-ne de, de combinația de taste Ctrl J. Tab pentru a intra în modul de editare și vom apăsa direct cu acel share selectat, extrude, îl tragem undeva în sus, cam atât va fi suficient deocamdată și pardon, ieșind din modul de editare, ne folosim iarăși de acest shading smooth. Scuzați. Așa, vom modela în continuare bretelele și mai târziu ne vom atașa la acest, cum să-i spunem, acest element de susținere, să zicem așa, că nu găsesc o denumire exactă pentru el. Voi bifa această funcție la, din modificatorul subsurf ca să văd aceste margini mai bine și voi selecta marginea asta, să zicem, o voi dubla, Shift D pentru a dubla și Z să o mut pe axa Z. Îl demifez asta înapoi să văd de fapt forma reală a obiectului. Asta este de fapt forma reală, această această formă culțuroasă așa și asta arată dacă vom, în caz că vom aplica modificatorul, așa va deveni.
Cu această margine deja selectată, voi apăsa S și X pentru a scala pe axa X și 0, să aliniez acest segment, să fie drept, să fie perfect drept pe axa X. Repet procesul și pentru axa Z, deși nu văd că nu prea e nevoie, dar să fiu sigur că va fi drept. Selectez acest punct, ups, și îl poziționez unde cred eu că va fi unul dintre capete acelor bretele. Selectez și acest punct și îl poziționăm aici, dar Z pentru a vedea prin obiect, pentru a activa acest mod wireframe, A, deselectez tot, B și selectăm doar acest călcâi, fără acel vertex, doar călcâiul de aici, S, să scalăm și excludem axa X, Shift Z, axa Z, pardon, deci S, să scalăm, Shift Z pentru a exclude axa Z. Să-l facem un pic mai mic aici în spate, ajustăm și asta, numai puțin așa. Și revenim la modelarea bretelor. Cu întregul segment selectat, apăsându-mi V și subdivide odată, trag acest punct, selectez și următorul, subdivide, îl poziționez și pe ăsta și încă o dată se fac o oarecare formă așa. Poate cam așa. Așa. Cam așa. Ajustăm pe aici ce e nevoie. Poate asta mai încoace. Cam așa. Alt și click dreapta, selectez întreg segmentul, E pentru extrude și X să-l trag așa pe axa X. Mă ajustez puțin forma. Cu un vertex selectat pe obiect, L undeva în apropierea acelui vertex selectat, va selecta tot elementul, E pentru extrude și Z de două ori, să-l trag în jos un pic, schimbăm modul de selecție în fețe, selectăm această față, o tragem în jos undeva să nu o vedem și X pentru a șterge, dar numai fața, nu vertex, nu nimic, din meniul Delete mergem la Faces. Ups, așa, selectăm și această față de aici, X Faces, o ștergem și pe aia, nu avem nevoie de ea, L, click dreapta pe o față, L și întreaga selecție o vom dubla și o vom inversa orientarea. Shift D pentru dublare, click dreapta să poziționez obiectul, apoi S, X și minus 1, îl inversează automat. Îl tragem un pic mai încoace, unde gândim noi că va fi suficient. Schimbăm modul de selecție vertex, alt și click dreapta pe această margine, o tragem în jos, că ne încurcă, și, ia să vedem, rotim un pic aceste două, alt și click dreapta, da? Pentru a selecta o astfel de muchie. Și rotim puțin pentru că aici vom genera vom îmbina aceste două capete și se va genera un fel de pod între ele, neunde și denumirea de bridge, veți vedea imediat. Cu acest șir selectat, Shift, Alt, click dreapta și pe acesta, îl selectăm și pe următorul, W și din meniul Specials avem aici Bridge to Edge Loops. Va forma o îmbinare între cele două. Selectăm totul și mergem la unde-i? W, ups,
Unde e? Aici. Shading smooth. Și pentru a scăpa de aceste artefacte, pur și simplu apăsăm Ctrl și N. Acestea vor dispărea imediat. Selectăm această margine, alt și clic dreapta pe ea, ținem apăsată tasta Ctrl și dăm o dată plus pentru a selecta imediat următorul șir, apoi S să scalăm, dar excludem axa Z, Shift Z. Așa, și scalăm un pic, apoi S și X să scalăm numai pe axa X. Să-și piardă forma aceea rotundă, să devină oarecum oval, da? Și un pic mai mic. Apoi îl tragem undeva aici unde nu... Eventual, mai bine, îl tragem mai jos, apoi extrud și S, îl tragem undeva unde nu ne încurcă, poate mai așa. Cred că e prea subțire. Control plus. S și Z să-l facem un pic mai gros înapoi, dar cam așa va fi suficient. Vom face și această margine mai ascuțită, Ctrl R, exact cum am făcut în partea cealaltă, apoi aici pe interior, la fel, Ctrl R, să o ascuțim în jos iarăși și pe parte și pe cealaltă, facem toate marginile cât de cât mai ascuțite, apoi schimbăm modul de selecție în Face, ținem apăsată tasta Alt și dăm click undeva aici pe mijloc între cele două fețe, să selectăm un șir întreg de fețe, apăsăm E, Extrude și pur și simplu mișcăm mouse-ul. Control Tab, să schimbăm modul de selecție în Edge, Alt și selectăm această margine. Și o scalăm un pic spre exterior, apoi marginea din exterior o scalăm spre interior. Control R, clic și clic pentru confirmare și tragem asta în jos și pe interior repetăm procesul, clic și clic și tragem în jos. Eventual, cred că voi ridica și aici sus un pic. Voi face și marginea de sus un pic mai ascuțită. Selectăm această bază, această talpă și am apăsat asta H pentru a ascunde, pentru că aici avem niște poligoane care nu ne trebuie. Schimbăm modul de selecție în față, Faces, B și vom selecta aceste două șiruri de poligoane X și Faces, vor șterge fețele și ca să păstrăm obiectul cât de cât curat, selectăm această muchie S, Y, 0, să o aliniem, apoi această muchie S, Y, 0, să o aliniem și selectăm amândouă șiruri și ne tragem un pic mai jos. Dacă suntem în acest wireframe mode, deși este ascuns acest obiect, îl vedem aici, îl avem ca referință, doar că nu putem selecta și nu ne încurcă cu nimic. Tragem și astea puțin mai jos. Da? Alt H, să ascund, să reafișăm acea parte. Trebuie să tragem un pic mai jos aceste două selecții. Aceste două elemente și cred că voi selecta întreg obiectul S, Z și îl scalez un pic pe axa Z, o mai puțin cam așa. Vom adăuga repede și materialele. Mergem în panoul de materiale, clic pe nou, schimbăm numele materialului în bază, să spunem așa, va fi culoarea de bază. Să voi selecta pentru acest tutorial un albastru așa mai gri spre albastru, o nuanță așa, ceva similară. Din Diffuse Shader Model, din acest panou, schimbăm pe Orange Layer. Va avea un efect mult mai ok. Iar la Specular, schimbăm pe World
LSO, nu știu exact ce înseamnă, dar dacă tragem acest slope până la maxim și schimbăm intensitatea la un punct 1, să zicem, va arăta ok. Vom adăuga la fel ca aici două culori pentru aceste bretele și această margine. Pentru a adăuga două culori, intrăm în modul de editare, schimbăm modul de selecție în fețe, selectăm acest șir de fețe, alt și click dreapta, și control plus pentru a compara cu selecția cât avem nevoie. De două ori a fost suficient. Adăugăm un nou slot în panoul de material, în acel slot nou adăugăm un nou material pe care îl numim, design. Da. Îi schimbăm noi numele, probabil într-un tutorial viitor în care vom adăuga o imagine și ceva să facă obiectul mai interesant. Schimbăm culoarea într-un portocaliu și ne folosind această funcție, clic pe acest buton Assign. Asta va atribui acest material acelei selecții. Selectăm și această margine și Assign și avem papucul drept finalizat. Ca să nu reluăm totul de la capăt și să refacem întregă papucul stâng, vom adăuga un nou modificator din panoul din panoul modifiers, mergem la add modifier, mirror, îl poziționăm deasupra de subsorb și cu întreg obiectul selectat îl tragem puțin spre lateral, să separăm cele două obiecte unul de altul, ieșim din modul de editare, apply și avem acum doi papuci, da? Dar vom deselecta această parte B și ținând apăsat scrollul, rotița de la mouse, deselectăm această zonă, iar cu acest obiect, această selecție, cu această zonă selectată, apăsăm P pentru a o separa într-un obiect diferit. Selection. Deci P și din acel meniu Selection. Originea o vom poziționa undeva la centrul obiectului, pur și simplu mergem aici la Origin to Geometry, a doua opțiune. Și avem acum, după cum vedeți, fiecare obiect cu originea lui, pur și simplu mergem în panou aici, schimbăm numele, ăsta îl lăsăm dreptul, iar ăsta va deveni, stângul. Ascundem cele două panouri pentru că nu mai avem nevoie de ele. Shift-C, poziționăm cursorul la mijloc, Shift-A și vom adăuga un plan pe care îl mărim pentru că va fi podeaua. Îi adăugăm un nou material acestui plan. Nu mai schimb numele, nu e nevoie pentru că e doar pentru randări de test, nu va fi folosit. Atât vom merge la panoul Shadow și vom bifa acest Shadows Only. Activăm și ultimul layer, Shift, deci cu acest layer selectat, Shift pe ultimul layer, eu trebuie să repoziționez un pic camera, 0 să văd ce vede camera, G, Z să o mut mai sus, R, X să o rotez un pic pe axa X, o ajustez așa cum cred eu că am nevoie, și obiectele cam așa. Ne dublez ca să populez un pic scena cam așa. O trag undeva mai aici. La mine este setat dinainte, dar în caz că va fi nevoie, mergeți la acest panou, World, bifați Ambient Occlusion și Environment Lighting și schimbați modul de pe Add pe Multiply. Lăsați restul exact așa cum este. Iar lampa, mergeți în panoul lampilor, voi probabil veți avea o lampă de tip Point. Eu o schimb pe Sun,
energie 1 e suficient, dar la Shadow bifaț Ray Shadow. Și F12. Așteptăm să radeze imaginea. Ca să o salvăm, pur și simplu mergem la Image, Save as Image, selectăm folderul unde vreți să-l salvăm, eu îl salvez pe desktop, voi puteți salva oriunde, în orice partiție, oriunde aveți nevoie. Tutorial Facuci. Deci puteți schimba extensia, voi selecta JPEG pentru că face imaginea foarte mică. Voi puteți schimba extensia și selecta orice extensie aveți nevoie de aici, orice opțiuni, vom discuta despre asta probabil în tutorialele viitoare. După ce am terminat aici, pur și simplu Save as Image. Escape, dacă vreți să ieșiți din acel mod, din acea fereastră. Și vă salva fișierul, trebuia să fac mai din timp, recomand să salvați foarte des, pentru că Blender mai are obiceiul să crape, să înghețe, să crape, să vă treziți că trei sferturi din munca pe care ați făcut-o nu mai este. Mergeți la File, Save sau Control S. Desktop și voi salva cu numele de tutorial Papuci. Save și asta este. Ăsta a fost tutorialul pentru azi. Vă așteptăm la următorul tutorial care sper că va ieși mai repede. Am întâmpinat câteva dificultăți tehnice, altfel și acesta ar fi ieșit mult mai rapid. În următorul tutorial vom încerca să adăugăm niște modele, ceva în alb și negru sau niște imagini, o textură, ceva pe el să arate mai simpatic. F11 pentru a revedea imaginea arătată. Astfel, papucii noștri să nu mai fie așa de simpli și să fie cât de cât mai plăcuți la vedere. Atât pentru azi, vă așteptăm la următorul tutorial. Eu sunt Seeker și acesta a fost tutorialul pentru Blender România. La revedere!